Legat de plaja Donărea, data trecută când v-am întrebat, ne-a spus că nu știți foarte clar ce conține, ce prevederi conține contractul. Dacă v-ați interesat și dacă considerați că ceea ce se întâmplă acolo este în conformitate cu tot ce s-a, cu licitația, cu tot ceea ce... Conformitate cu licitație este perfect în licitație și în termene. Singurul termen trecut în cadrul contractului este cel de 24 de luni de realizare a investiției, că investitorul și-a asumat un termen pentru a face așa un eveniment la Galați, e decizia unilaterală a dumnealui. Că lucrurile arată sau nu arată încă bine sau la standardul pe care cetățenii sau dumneavoastră îl așteptați, e din nou un aspect. Eu cred că prea iuți la mânie suntem, prea repede judecăm. După 24 de luni, dacă într-adevăr nu se va întâmpla absolut nimic, atunci da, vă văd total îndreptățiți să criticați poate chiar și mai deci, mult. Deci momentan primăria Galați este mulțumită de felul în care se desfășoară lucrurile acolo. Primăria municipiului Galați în momentul de față se uită în contract și vede că are 24 de luni, după care să revină pe amplasament să vadă dacă investitorul a făcut ceea ce și-a asumat. Ba mai mult de atât, trebuie să înțelegeți cu toții că primăria municipiului Galați se bucură de o redevență de 25.000 de lei lunar din partea celui care a concesionat această plajă, bani care toată perioada în care a exploatat în regie proprie acest amplasament, n-a scos nici măcar un leu profit. Deci în momentul de față, primăria, bugetul local, cetățenii, că se răsfrânge și asupra lor, încasează 25.000 de lei fără să facă absolut nimic pe românești.